Deci, prieteni, am în față niște cifre interesante. Știți și am mai spus că îngropăm în municipiul Râmnic-Vâlcea 17 milioane de euro într-un proiect în comun cu primăria municipiului Râmnic-Vâlcea. Un proiect important. Schimbăm țeavă la CET de 17 milioane de euro. Am găsit țeavă efectiv putredă. Schimbăm rețeaua primară și secundară de apă caldă și căldură în mai multe zone ale municipiului de 17 milioane de euro. Este un proiect extrem de important, este un proiect pe mediu. Ce vrem să facem cu acest proiect? Practic, prin această reabilitare, noi, Consiliul Județean, care suntem proprietarul rețelei, vrem să plătiți la un moment dat apă caldă și căldură mai ieftine. La un moment dat, dar până una alta, avem rețea de apă caldă și căldură nouță. Este foarte important, mai ales că depunem, documentația este gata, proiectul pentru noua centrală CET. Da, despre asta altă dată. Deocamdată, vă spun că se vor face un proiect peste 3,25 km de rețea primară și 10,33 km de rețea secundară. Sunt date tehnice, dar nu vă spun tot proiectul, vă spun decât ce am finalizat până acum. Și este vorba despre faptul că la data la care vorbim ne aflăm în procedură de recepție la terminarea lucrărilor, atenție, pentru trosoarele de rețele secundare, aferente punctelor termice 7, calea lui Traian și strada Florilor, punctul termic 14, Știrbei Vodă și Gabriel Stoianovici, și pe T34, Mihai Viteazu și Grigore Procopiu. Restul lucrărilor se află în stadiu avansat de execuție. Evident, pe străzile despre care le-am vorbit, s-au produs de-a lungul timpului și neplăceri, dar le-am depășit și am schimbat conducta, ceea ce este foarte, foarte, foarte important. Le mulțumesc constructorilor și colegilor mei de la Consiliul Județean și Primăriei Municipiului Râmnic-Vâlcea, primarului, tuturor celor care au fost implicați să ducem la bun sfârșit acest proiect pe care l-am făcut noi, Consiliul Județean, cu bani europeni.